recunoaștem depresiile, domnule doctor? Noi, ca oameni din afara medicinei. Vorbeam de binomul acesta, dispoziție depresivă și pierderea plăcerii. Însă, adevărul este că oamenii, mai ales când trăiesc vremurile pe care le trăim, mai ales în țara noastră, ar putea să spună că astea sunt basme și că, evident, toți, cum zice nu la tățni greu. Cu alte cuvinte, când ai de pus mâncare pe masă, când ai de mers la serviciu, când de ai plătit de rate, plătit de... rate, de îndurat traficul prin oraș și așa mai departe, nu e de mirare, ar spune oamenii, că nu mai e timp să te bucuri de diverse lucruri sau că eu n-am timp să stau să am hobby pentru că eu am de făcut aia, aia. Însă fapt este că oamenii nu ajung la doctor pentru că nu se mai bucură de viață este o realitate. Schimb, oamenii ajung la doctor de obicei când nu mai dorm. Uh -huh. Nu mai dorm. Și stupoarea mea este că uneori ajung la doctor nici măcar nu ajung la primul episod depresiv, ajung la al doilea. Vin și spun de vreo 2-3 ani de zile nu mă mai odihnesc, dar uite că la un moment dat am avut o perioadă în care îmi revenisem dar acum de o lună, o lună și jumătate lucrurile sunt din nou acolo, nu mai dorm, asta pe lângă dispoziție și anhedonie, nu mai dorm, nu mai au poftă de mâncare, au pierdut undeva 4-5 kg fără o altă explicație, fără să fi tentat să, sau ce, să fi ținut o dietă. Există această chestiune profund culturală românească, aceea prezența gândurilor negre. Este ceea ce oamenii sau mai bine zis, este baubau, este scheletul din uh, dulap, care când apare pe oameni îi pune pe gânduri. Pentru că sunt totuși de multe ori oameni tineri uh -huh. și vin și spun, știi, nu mi-aș fi imaginat, adică mi-a vedeam pe alții care se dădeau de ceasul morții, care se gândeau la moarte, care se gândeau la uh, sfârșitul lucrurilor și la diverse forme de neputință, dar acum mă trezesc, uite așa zice, din senin fără să, adică știu că am un job ok, știu că sunt securizat financiar, de unde zi am văzut un astfel de om, uh, sunt securizat financiar, am copil, am uh, o nevastă care mă iubește, dar cu toate astea mă trezesc, mai ori în a doua parte a zilei, da, zice uh, pacientul meu, de multe ori și dimineața la trezire. Sunt buimac, belaliu, m-am trezit de 4-5 ori peste noapte, încerc să mă adun să plec la muncă și dintr-o dată mă trezesc. Bum! Am gânduri negre. Și sunt sugestive. Acestea sunt motivele pentru care oamenii vin la doctor, admițând că sunt informați uh, psihologic și că au cumva o, o construcție, au cumva o idee despre ce înseamnă depresia. Însă faptul este că alteori oamenii nu ajung la psihiatru cu lucrurile astea. Oamenii ajung la toate specialitățile de care îți spuneam, cu alte uh, bube, mucegaiuri și noroi. Be smart. Be cool. Be fresh. Be